În cadrul primăriei municipiului Roma va funcționa din această vară o direcție care se va numi Club Sportiv Municipal Roman. Doi consilieri locali vor face parte din consiliul de administrație al acestei noi structuri. Demersurile au început deja. Începând cu luna martie, practic am început activitatea în noua direcție, Clubul Sportiv Municipal Roman. Suntem în perioada demersurilor birocratice, deschiderea contului la trezorerie, obținerea certificatului de identitate sportivă de la Ministerul Tineretului și Sportului, urmând ca ulterior pe parcurs încetul cu încetul să transferăm întreaga activitate către această nouă direcție. Din cadrul noului club va face parte și echipa de fotbal SCM Petrotub, care se pregătește să se întoarcă în teren. S-au finalizat meciurile de pregătire ale echipei SCM Petrotub Roman, cu rezultate bune, spun eu. Am avut o serie de meciuri de verificare foarte bune, foarte utile și așteptăm încrezători returul de campionat, acolo unde dorim să ne păstrăm cel puțin locul ocupat în campionat la sfârșitul turului. CSM Roman se organizează ca o structură polisportivă cu mai multe secții pe ramuri de sport: handbal, natație, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă, box și șah. Noua direcție va avea 53 de angajați, dintre care 4 cu funcții de conducere.